În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Preacucenici, părinți, frații, împreună slujitori, binecuvântați și dremăritori creștini în Sfânta Biserică a Domnului nostru Iisus Hristos. Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi este o pagină impresionantă din Sfânta Scriptură care ne frământă conștiința și ne pune pe noi să gândim dacă nu cumva și noi suntem în postura fiului risipitor. Mulți comentatori numesc această Evanghelie pilda fiului desfrânat. Este o pildă care pune în evidență câteva lucruri impresionante. În primul rând, pune în evidență faptul că cel care rostește această pildă este Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Cel care cunoștea adâncurile de taină ale omului, iar cuvintele Lui sunt făcute în așa fel puse ca noi să ne oglindim în Evanghelie care s-a citit și să ne găsim acolo fie în stare de pocăință sau în stare de cădere sau, dacă nu, oameni care să învățăm de la Dumnezeu cuvintele vieții veșnice. Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi are numai trei personaje: Tatăl, Fiul cel Mare și Fiul cel Mic sau Fiul Risipitor. Tatăl care risipește toată dragostea pentru fiii săi, Fiul cel Mare plin de egoism și care nu s-a bucurat de întoarcerea fratelui său, iar Fiul cel Mic este cel care a risipit, dar venindu-și în sine s-a întors la tatăl său să-și mărturisească păcatul. Pe rând să le luăm pe toate. Sunt patru scene importante, a cincea mai importante ca ele și a șasea este o lecție profundă de iubire pe care o primim de la Tatăl din Evanghelia de astăzi. Ne spune Sfânta Evanghelie că un om avea doi fii. Cel mai mic și-a cerut partea de avere pe care spune Evanghelia, pe care ți-a auzit-o, că și-a strâns toate câte primise de la tatăl său, că tatăl imediat și-a împărțit toată averea. Deși era firesc ca să nu împartă atunci când era pe patul de moarte, așa era firesc să împartă. Tatăl a trecut peste toate și ca să redea libertate fiului său, i-a împărțit averea. Iar el, strângându-și toate câte avea, a plecat într-o țară îndepărtată. Bunătatea tatălui a pus în evidență faptul că fiul său dorea să fie liber și l-a lăsat liber. Pentru că Dumnezeu a făcut cu omul atâta un risc etern, i-a dat atâta libertate omului, încât omul poate să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu. Dar spunea Losky, un teolog rus care după Revoluția Bolșevică s-a refugiat la Paris, spunea că aici stă măreția omului, în libertatea lui. Și deci, fiul cel mic, liber fiind, și-a strâns toate câte avea și a plecat într-o țară îndepărtată. Ne spune că acolo, în țara aceasta, nu ne spune spațiul geografic în care se afla țara aceasta, dar probabil că ne lasă să înțelegem noi că era departe de dragostea lui dragostea tatălui și mai ales el fugea de responsabilitățile pe care le avea față de atâta avere pe care luase de la tatăl său. A plecat și ne spune evanghelistul Luca că și-a consumat acolo toată averea cu desfrânatele. Și ne spunea apostolul de astăzi că orice păcat care se săvârșește este în afară de trup. Păcatul desfrânării este un păcat care se săvârșește în trup. Fugiți de desfrânare sunt îndemnurile pe care ne le dă Sfântul Apostol Pavel. El ne spune că desfrânații nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, pentru că trupurile noastre
sunt temple ale Duhului Sfânt. De aceea noi trebuie să știm că noi nu suntem ai noștri, că am fost răscumpărați cu mare preț, iar păcatul desfrâului spurcă trupul omului. Și ca să spun până la capăt, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, că trupurile sunt făcute ca templu ale Duhului Sfânt, în ele trebuie să se sălășluiască Hristos prin taina Sfintei Împărtășanii. Dar Fiul Cel Risipitor s-a dus și a trăit în această țară care nu după mult timp i-a consumat toată averea și s-a abătut și o foamete mare și el nu mai avea din ce să trăiască. El care trăise într-atâta demnitate s-a gândit să ducă la unul din stăpânii acelei țări care s-a învoit cu el să-l trimeată să-i pască porcii. Ar fi dorit, spune evanghelistul, să sature pântecele și cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu îi le da. Era o cădere până la desfigurare. Nu mai îl recunoștea nimeni, el care era până atunci îmbrăcat frumos și plin de atâtea daruri, ajunsese la porci. Dar acolo stând, și-a venit în sine. Evanghelia de astăzi ne pune pe noi în situația de a ne gândi dacă nu cumva și noi prin păcatele pe care le săvârșim nu mai suntem în sinea noastră. Că spunea fericitul Augustin: Doamne, când făceam păcatul, Tu erai în mine, dar eu nu mai eram în mine. Îl dăduse din sine afară răul pe care îl săvârșise. Pusese stăpânire pe viața lui, pe chemarea pe care o avea, pusese stăpânire păcatul. Dar spune că și-a venit în sine. Adică s-a gândit: câți argați ai tatălui meu nu slujești și au de toate, iar eu mor aici de foame. Știu ce voi face. Mă voi întoarce la tatăl meu și îi voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. Asta s-a gândit și a plecat către tatăl său. Venirea aceasta în sine l-a făcut ca să-și vadă păcatul, să vadă unde se află și să-și aducă aminte de unde a căzut. Și că mai există o cale de întoarcere atâta vreme cât tatăl său era îndestulat în toate. Până și slugile trăiau mai bine decât fiul său. Tatăl său, imediat cum a plecat fiul, l-a urmărit tot timpul, i-a urmărit cărarea, tot a așteptat să vină. Și de acum și de Avram la ușa cortului cu mâna strașnă, să vadă doar se va întoarce. Și a plecat și departe fiind, tatăl său l-a văzut, a alergat înaintea lui, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Și auziți ce zice fiul: Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și tatăl nu l-a lăsat să spună mai mult, ca nu cumva să se umilească, ca să-i spună: primește-mă ca pe unul din argații tăi. Nu, a zis rapid: dar duceți haina cea mai bună, dați-ne în dreapta lui, încălțăminte în picioarele lui și junghiați bicelul cel gras, ca mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Nu l-a lăsat să se umilească. I-a dat haina, adică demnitatea pe care a avut-o înainte, inelul care arată dragostea și puterea pe care avea să o aibă de acum înainte în casa tatălui său, încălțăminte în picioare, ca să nu umble cum umblau slugile de sculțe, ci ca să arate prin această măreție pe care a avut-o și cum ar trebui să umble. Și junghii în vețel cel gras mâncând să ne veselim. A făcut cină mare, s-a bucurat pentru întoarcerea fiului său, pentru că tatăl și-a iubit fiul, dar pe tatăl nu l-a iubit nici fiul mare, nici fiul mic.
Și o să analizăm textele Scripturii ca să vedeți. S-a întors de la țarină și fiul cel mai mare și a întrebat, ce e atâta veselie? Păi fratele tău s-a întors cu bucurie și tatăl tău de bucurie a înjunghiat bițelul și a făcut petrece mare și nu vroia să intre. Iar tatăl a ieșit în întâmpinarea lui și el a zis, toată viața te-am slujit și nu mi-ai dat un ied ca să mă bucur cu prietenii mei. Dar când s-a întors fiul acesta al tău care ți-a cheltuit averea cu desfrânatele, l-ai primit și ai făcut o spăs mare. Fiule, toate ale mele, ale tale sunt. Se cuvenea să-l primim cu bucurie că s-a întors. S-a făcut deci tatăl apărătorul celui care căzuse. Aici este dragostea cea mare pe care Evanghelia o pune în fața noastră. Dragostea tatălui față de fiul său, care nu numai că îl iartă, îi devine apărător în fața fratelui său. Și nu vroia să intre cel mare. Și ca să înțelegeți lucrul acesta, fiul cel mare nu l-a iubit pe tatăl. Trăia și slujea acolo că avea de toate, dar de iubit nu l-a iubit. Dar tatăl l-a iubit pe fiul cel mare. Toate ale mele ale tare sunt. Vino ca să ne bucurăm că acest fiu al meu pierdut era și s-a aflat, s-a întors acasă. Vino să ne bucurăm de lucrul acesta. Iubiți credincioși, ne vorbește în esență această Sfântă Evanghelie de dragostea lui Dumnezeu față de noi, cei care cădem. Și aici trebuie să înțelegem că în fiul risipitor trebuie să ne regăsim toți care risipim toate darurile pe care le-a dat Dumnezeu, le risipim uitând de Dumnezeu Tatăl și uitând să-L iubim. Iar El ne așteaptă pe fiecare ca să ne întoarcem. El, în demnitatea sa de Tată, este iubitor față de fii. Iar pilda pe care o tragem din această Evanghelie este că atunci când greșim și ne întoarcem, ne pocăim, Dumnezeu ne primește. Atunci când hotărâm să ne schimbăm viața, Dumnezeu este gata să ne ierte păcatele și nu numai atât, să ne ia și apărarea împotriva celor care sunt invidioși pentru întoarcerea noastră în viața bisericii. De aceea, să știți, mă gândesc că ori de câte ori ajungi la spovedanie și îți mărturisești păcatele, te asemeni de cele mai multe ori cu fiul risipitor, iar Dumnezeu Tatăl abia așteaptă să te întorci. Toate câte le spui la mărturisire sunt iertate și tăiate din cartea vieții, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. De aceea ne pune în această perioadă în care ne pregătim pentru post, biserica ne pune câteva pilde. Prima a fost de smerenie și rugăciune, vameșul și fariseul, iar acum de întoarcere, de pocăință, de iertare păcatelor, prin care se pune în evidență iubirea lui Dumnezeu, care este a șasea scenă din Evanghelie care s-a citit astăzi. Că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unu născut l-a dat ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ne pregătim pentru Sfântul și Marele Post. Duminica viitoare va fi Duminica Înfricoșatei Judecăți. Ca să ne arate cât de importante sunt faptele bune, Evanghelia ne pune înainte scena Înfricoșatei Judecăți, iar cealaltă a izgonirii lui Adam din Rai, ca să ne învețe noi ca prin post să ne întoarcem la Dumnezeu, ca să fim primiți și să păstrăm prima poruncă pe care a dat-o Dumnezeu omului, porunca postului. Perioada aceasta este o perioadă de pregătire duhovnicească și mă bucur că frățile voastre ați venit aici ca să ascultați cuvântul lui Dumnezeu, să căutați să vă cercetați cugetele profund, așa cum a stat fiul risipitor când și-a venit în sine, s-a gândit că a greșit înaintea lui Dumnezeu. Tată, am greșit la cer și înaintea ta.
Nu mai sunt vrenic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. Scenă impresionantă, de o smerenie desăvârșită. Căci Dumnezeu așa iubește pe omul care se întoarce din păcat, cum bună oară l-a iubit Tatăl din Evanghelie pe Fiul cel risipitor. Nu numai că l-a iubit, s-a făcut și apărător, fără să-l judece vreodată unde și ce a făcut cu averea pe care o primise în dar de la Tatăl său. Amin.